În noaptea de sâmbătă spre duminică, IPJ Maramureș a emis o alertă de răpire a unei minore. Tânăra, care se afla pe stradă împreună cu fratele ei de 12 ani, ar fi fost prinsă de păr și urcată cu forța de către un tânăr într-un autoturism pe strada Dragoș Vodă din Borșa, care apoi și-a continuat deplasarea într-o direcție necunoscută. Fata a fost căutată de polițiștii din toată țara, iar duminică a fost găsită în localitatea Șiria din județul Arad. S-a revocat urmărirea minorei de 17 ani din Borșa. Aceasta a fost găsită de polițiști nevătămată pe raza localității Șiria din județul Arad. Minora se află în custodia polițiștilor din Șiria, urmând a fi preluată de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului Județean de Poliție Maramureș. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care aceasta a dispărut și clarificarea stării de fapt, urmând a fi dispuse măsuri legale în funcție de cele constatate. Activitățile specifice au beneficiat de sprijinul Direcției de Investigații Criminale, Unitatea Centrală de Analiză a Informațiilor, al Direcției de Operațiuni Speciale și al Inspectoratelor de Poliție din județele Arad, Bihor și Cluj.